Dacă nu ai avea cu cine să lupți, dacă nu ai avea piedici dintre astea, ai pierde nevoia de a lupta. El este un lider născut, de fapt. El inspiră lumea, el ne-a dat curaj. Am verificat busola mea cu busola celorlalți care vorbeau și simțeam că struna lor în unison cu struna mea sunt ce simt eu. Eu sunt de meserie, îmi pare că cârcotaș și ca hobby am protestul la care am devenit deja cam expert în protest stradal. L-am cunoscut pentru că eram curioasă. Îi ascultam emisiunea și mi s-a părut o idee foarte bună, pentru că nu mai auzisem așa ceva până atunci. Am descoperit o emisiune nocturnă, era ceva nou pentru Moldova. Am fost lăsat să lucrez noaptea, să pun muzica acolo și eu, pentru că aveam o oră, o emisiune de dedicații muzicale și am văzut că oamenii sunt dispuși să discute și eu aveam chef de vorbă, am continuat emisiunea după miezul nopții și hai să mai discutăm discuții, așa numeam noi la început. Și cam ce și pentru că discuțiile conțineau mai mult opinii politice, comenta lumea activitățile aleșilor poporului, a guvernului sau activități internaționale, chiar îi preocupă moldovenii, românii noștri îi preocupă și ce se întâmplă și în Singapore și peste tot. M-am gândit că emisiunea seamănă mai degrabă un Hyde Park, unde se vorbește despre orice. Și de la o bucată de vreme, cam pe când au venit comuniștii la putere, am numit emisiunea Hyde Park. Speriți șefii mei de la postul de radio că e o emisiune care se face fără știrea lor după miezul nopții, dar pentru că e deja populară și bună pe placul lor, au acceptat-o. Cu vremea mi-au dat mai mult timp de emisie, am avut o noapte, după aceea două nopți, după aceea trei nopți pe săptămână. Era foarte deosebit Oleg Brega prin curajul lui, pentru că alții moderatori nu prea făceau asta. N-ar fi acceptat probabil unele opinii și a fost acuzat pentru asta, ar fi cenzurat probabil mai mult alții. El nu făcea asta, spunea de fiecare dată că fiecare om are dreptul la opinie. Vocea liberă, aude o emisiune unde cetățenii se exprimă liber așa. Și uite că m-a intrigat mine. Ați participat, ați sunat și da? Da, ba da, da, din 1 an de zile am stat, fiindcă știți, la noi era frică, spun și eu că era frică, că arestările acestea nu puteți să le apere, fiindcă și în ziua de astăzi întâlnim non-justiță la noi. Au fost probleme în prima jumătate de ani de guvernare comunistă, au venit o scrisoare de la președinție, de la un cetățean revoltat care a mers la președinție, după aceea la Consiliul Coordonator al Audiovizualului, după aceea la postul nostru de radio, s-au speriat șefii mei și au suspendat emisiunea și așa am plecat. După 40 de zile s-au hotărât ei să mă cheme înapoi, au văzut că problema nu e prea mare și după aceea vreo 2 ani și ceva a tot mers emisiunea, până când iar am deranjat și iar s-au făcut presiuni și a fost închisă. Înainte de asta, cu câteva luni, SIS-ul, adică Securitatea, a ascultat timp de câteva luni emisiunea și a înregistrat și a făcut dosare cu toate discursurile oamenilor de acolo. Deși era totuși un post public, lumea se exprima liber și normal și legal. Și au început să cheme lumea la Securitate. Deci pe cei care vorbeau, vorbitorii din Hyde Park, erau chemați la Securitate și interogați. Ai fost și tu chemată? Eu nu. Dar patru dintre cei pe care îi cunoșteam, pentru că au mai fost câteva întâlniri și offline, cum se zice, și au dat telefon la emisiune și au zis, am fost chemați la Securitate, interogați, mi s-au incriminat lucrurile. Ce le-ai reproșat concret? Ce? Subiectul abordat? Subiectul abordat, că au vorbit despre Voronin, și adică președintele țării, și n-ar avea dreptul și le cereau să promită că nu vor mai face asta, deși toate acțiunile astea au fost ilegale. Cetățenii nu numai aici din oraș, dar și din localități pe unde ajung unde le voce antene ce și se exprimau, adică abordau probleme, ce îi doare pe ei, adică probleme personale sau cele de stat comunitare. Și am simțit că mai multe voci apăreau acolo, că erau nemulțumiți, mai ales ăștia cu îndoctrinați de comuniști și amenințau chiar. Și au spus că se apropie timpul tău să fiți închiși. Și noi am presimțit acest lucru și ne-am înțeles, un coleg de-a nostru a lansat apel că dacă va fi într-adevăr persecutată emisiunea și a fi
închis emisiunea, în prima duminică care urmează noi aici ne adunăm. Ascultătorii și vorbitorii din Hyde Park au simțit că se pregătește ceva sau că e în pericol emisiunea. Și ne-am întâlnit de câteva ori în parc, așa cum ne întâlnim și acum, de fapt. Și așa s-a stabilit, în caz că se întâmplă să fie suspendată emisiunea, în următoarea duminică ne întâlnim aici, în acest loc. În cala emisiunea radiofonică, ne-a retras după miezul nopții și am învățat a ne exprima. Aici, în parc, într-o margine, așa, sub protecția ambasadei Germaniei. Și aici ce era? Ambasada Bulgariei, acum s-au mutat. Aici e locul unde ne adunăm, pentru că aici trebuia să fie instalat bustul lui Liviu Rebreanu. Și e un fundament care l-au turnat atunci în ajunul zilei de 31 august 2003. Da, uite, e betonat. Și acum arată ca un mormânt al lui Liviu Rebreanu, așa, e o placă de beton. Lenin ce-a făcut prima dată? A zis că puterea aparține proletariatului, deci oamenilor fără carte. Apoi ce a zis? Intelectualitatea nu este pătură bună a societății, ea este parazitară. A treia ce-a făcut? A zis că religia este o travă, cum se zice, opium naroda. Nu știu cum se spune în română ca să-mi vină mai repede. Discursul totalizator este un fenomen foarte răspândit în spațiul nostru minoritic, da? Ce presupune acest tip de discurs? Cel care îl emite pornește de la ideea că el ar întruchipa omul în general, iar trăsăturile care îl caracterizează, interesele personale, predilecțiile, etc., ar fi proprii fiecărui individ în parte. Mulțumim domnului Stamate, dar o să-l penalizăm pentru că a depășit termenul de 5 minute. El se gândea să-și amintească toate subiectele, dar uita să-și amintească de termenul 5 minute. Vreau iau și bulevardul Ștefan cel Mare să o schimbe în Lenin. Și nu le-au ajuns două voturi. Anul trecut, țineți minte, pe 8 martie a ieșit și am pichetat primăria. Două voturi nu le-au ajuns ca să schimbe chestia asta aberantă, propusă de un consilier independent. Comunist, ăsta, comunistul, Șovinul, rusul, Climenco. Deci unul independent și alții încă 25 nebuni au votat cu el. Au votat vreo câțiva tot independent. Păi nu-i normal? Nu-i normal. Nu-i normal nici acolo la Moldexpo să stea Lenin. Cu atât mai mult să-i se dea nume într-o... Bulevardul central într-o capitală. Am văzut la Roma, este strada Lenin, dar într-o margine, nu știu unde, stația Terminus sau unui autobuz, unde, la Roma. Dar lasă-l să fie, că pentru ei e exotic să fie tot fel de Patrice Lumumba, chestii. Dar noi avem aici probleme cu rușii, nu putem să... Ce probleme? Ce probleme avem cu rușii? Pavel, ce probleme avem cu rușii? Ne fură, domne! Cum să ne mândrim cu voievodul ăsta și să-l facem și preasfințit acum? Care a tras în țeapă, știți ce chien îi strage în țeapă? A decapitat la bunul lui plac. Ce, să ne mândrim cu așa persoane? Ce zici, Moș Gheorghe? Bună. Sănătate. Că trebuie de făcut unirea cu mămica și tăti așa de încurcătură. Dar sunt probleme și la noi. Da, cum? Sunt și acolo bandiți și mafioți. Nu vezi că ai un mătuș și-o lăsat un milion. Sunt unii care învață. Sunt, dar asta undeva cam 10%. Așa. Dar totdeauna orice societate, cam 10% este dezghețați, toți ceilalți sunt masă de manie. Răi. Bună ziua. Acum îi duc eu măcar undeva. Mă dure. Da, sunt cam fără femei suntem, văd că. Sunt acolo. Sunt și femei, da? Bună. Te să întreb eu de fetele cele vin azi? Vreună, deci parcă e incomod așa fără femei pe aici. Lasă-le așa la vedere că sunt trebuie amuși oameni. În schimb am iată prezentarea nouă-nouță din februarie cu ultimele activități ale Hyde Park-ului. Dacă vreți, luați-le, mai dați și la alții. Mă tai. Despre proiectele noastre cu monitorizarea alegerilor, cu fel de fel de inițiative. Maraton oratoric. Ați pus și hrăiturile? O să le punem, dar încă n-am scos numărul 6 al ziarului. Chiar mă gândeam odată, s-ar părea că jurnalistul
ăsta care spune despre ce se întâmplă în lume la evenimente la care participă el, e cam aceeași funcție cu securistul, care vine și raportează totul. Numai că jurnalistul spune public, celălalt spune și se clasează acolo în dosare. Nu știu nimic despre ele. Poate și unul și altul e util pentru societate. Eu am ales un jurnalist. Și nici măcar nu jurnalist cu școală. Duminică ne-am întâlnit în parc. Au venit 88 de oameni, am discutat și am decis să creăm organizația asta, neguvernamentală. Toată lumea a votat pentru. Oficial, nu toată lumea s-a înregistrat ca membru, asta deja pe parcurs a mai... Și ce rol are Oleg în toată organizația asta creată atunci? Bine, l-ați ales președinte, bănuiesc, atunci, nu? Da, da, a fost ales președinte. Creat în jurul lui, până la urmă, dar și el e parte din voi toți ceilalți și poate din mult mai mult. Sigur că da, el este un lider născut, de fapt. El inspiră lumea, el... Ne-a dat curajul, ne-a arătat de fapt că se poate trăi, vorbi și simți și altfel în țara asta, nu cum eram noi obișnuiți. În statutul nostru este prevăzut că asemenea dezbatere interactive să fie nu numai la un post, la toate posturile, fie de stat, fie private, nu are importanță. Deci, asta e dreptul cetățenilor și guvernarea locală sau cea centrală trebuie să audă, să audă. Cel doare cetățeanul, fiindcă guvernarea este expresie cetățeanului. Statul suntem noi, cetățenii, noi suntem suverani, noi creăm acest statul. Îmi pare rău că de multe ori organizația noastră este confundată cu el. Nu că ar fi rău, dar totuși sunt și alți oameni în spate. Și nu este organizația lui Brega, cum se zice de multe ori. Da, el a fost cel care a stat la baza organizației. Totuși ideea a venit de la alți Hyde Parkiști. A fost creată organizația, acum suntem împreună. Tot ceea ce facem, facem împreună. Ne-am unit în jurul lui și în jurul ideii de liberă exprimare. Dar Oleg, deși face foarte multe pentru organizație, nu este singur. Aș vrea să se știe asta și să fie clar. Vreau câțiva dintre ascultătorii mei, cei mai dezghețați, cei mai ieșiți în stradă, cei mai fără frică de ce o să se întâmple, de consecințe, m-au ajutat să fondăm mișcarea, credeam eu că o să fie o mișcare socială, amplă, cetățenii care să lupte pentru dreptul lor la exprimare. Ești dezamăgit? Sunt foarte dezamăgit. S-a constatat până la urmă că nici măcar o organizație banală, consumatoare de granturi sau care să... implementez un proiect oarecare, nu suntem capabili să facem, pentru că oamenii noștri educați pe vremuri sovietice nu prea au inițiativă, nu prea au consecvență, responsabilitate, ei preferă să lasă-mă să te las sau preferă să vină cineva să-i hrănească sau să le spună ce să facă. Nu prea avem oameni liberi, nu prea am nici măcar în organizația Hyde Park. Oricât am încercat să trag de ei, să-i rog, să-i implor, să-i impun. Și iată, după primul mandat, în funcția de președinte ales de ei, organizația Hyde Park, mă gândesc să le fac un test acum la adunare generală și să le zic alegeți un alt președinte, să văd că organizația asta există, că e capabilă să aleagă alt lider. Eu o să rămân deoparte, o să lucrez, o să mă implic, o să arăt cum trebuie să fie un membru într-o organizație, un membru exemplar. Poate n-am fost ca președinte foarte bun și sunt sigur că nu sunt foarte bun. Da, de la început chiar există o poziție, mă bucur, chiar mă încurajează. Mai rău decât acei care mă critică, mai rău îmi fac cei care nu fac nimic. Au venit în organizație, au depus cerere și au dispărut, după aceea nu mai vin, nici cu cotizații, nici cu activități voluntare, nici cu nimic. Ăștia care mă critică, măcar înțeleg că investesc ceva în credere, măcar urmăresc ce fac eu. Pe ăștia mai mult îi simpatizez. Chiar deseori primeam reproșuri de la alții care mă simpatizau pe mine. Dar de ce îi susții pe ăștia care te critică? Pentru că așa cred că e normal. L-ați simțit vreodată deznădăjnuit? Sau, mă rog, să mai să lase... Da, să fie... de mai multe ori. Fie că erau unele acțiuni întreprise de instituțiile statului împotriva noastră, care... De fapt, e foarte greu să fii într-o organizație oficială înregistrată. Suntem tratați ca un SRL, să zicem. Avem de dat rapoarte, de prezentat rapoarte în mai multe instituții. Chiar am numărat
într-un an în care practic nu am avut activități financiare, am prezentat 42 de rapoarte. Deci e un stres teribil. Și nu se luptă cu morile de vânt? Într-un fel cred că da. Totuși nu cred că e chiar fără speranță lupta asta lui. La început, probabil, când simțeam că devin cunoscut, important, ca, da, ca persoană care influențează opinii, idei, atunci parcă simțeam că ascultă telefoanele, mi se filtrează mesajele e-mail pe internet, site-urile mele din când în când dispăreau, bazele de date. Dar după aceea m-am gândit că poate fi și o întâmplare, dar poate chiar și așa trebuie să facă. Dacă nu ai avea cu cine să lupți, dacă nu ai avea piedici dintr-astea, ai pierde nevoia de a lupta. Și acum fac. Spun, scriu, citesc, nu prea îmi pasă. Cine mă urmărește? Aș vrea să fie cât mai mulți. Și dintre aia care bagă pe la securitate și dintre aceia care bagă în cap și după aceea o să poată spune în altă parte. Care ar fi morile de vânt cu care te lupți? Cu ce te lupți? Sper că nu-s mori de vânt. Sper că nu-s monștri, cum credea Don Quixote. Probabil sunt niște mori de vânt care trebuie tratate ca atari. Parcă înțeleg care sunt problemele de la noi. În primul rând, frica din oameni, lenea, indiferența și rigiditatea celor care ajung să îi conducă pe oameni. Obtuzitatea lor, nedorința de a se adapta condițiilor democrației. Declară că-s democrat, chiar în titulatura partidului sau pe frontispiciul instituției pe care o conduce. Dar metodele deocamdată sunt tot totalitare, tot să-ți închidă gura, tot să nu accepte critica, tot să ascundă informații. Am obținut emisiunea alternativă în loc de Hyde Park, am obținut Vox Populi. Există acum, dar au fost tot la Antena C, da. Mai prescurtată, mai ciopărțită, deci noi aveam emisiunea aceasta din noi creată, era de 3 ori pe săptămână, joi, vineri și sâmbătă, noaptea, de la 00 până la 6 dimineața, deci un maraton lung așa, participau tot timpul lumea, că aveau ce spune și avem ce spune. Și ca o variantă alternativă, ca să nu fie asistată, că dreptul nostru să ne exprimăm, trebuie să existe la cetățeni. Și am mers prin greva foame, două săptămâni am luptat cu puterea comunistă, centrală. Înainte de a trece la dezbateri, vă propunem să audiați un sondaj realizat de către colega noastră, Natalia Pârgar. Ea a discutat cu mai mulți tineri și a încercat să afle opinia lor despre prejudecăți și superstiții. Emisiunea Vox Populi este o continuitate a fostei emisiuni Hyde Park, emisiune nocturnă, care la început era 6 ore de 2 ori pe săptămână, acum este un format de 3 ore pe zi, pe noapte mai bine zis, de 2 ori pe săptămână, vinerea spre sâmbătă și sâmbăta spre duminică, de la ora 24 până la ora 3, 3 ore, de discuții interactive. Care este scopul, de fapt, acestei emisiuni? Este, ca și înainte și acum, este pentru a asigura dreptul omului la opinie, la exprimarea liberă, nestingherită a opiniilor, a atitudinii sale față de problemele cu care se frământă sau se confruntă societatea civilă și societatea în ansamblu. Orizontul tematic al emisiunii este divers și este liber. Fiecare ascultător are dreptul să propună teme pentru discuții, deși la începutul fiecărei emisiuni, moderatorul, în cazul de față eu, propun să discutăm pe marginea unor evenimente, la opinia mea, prioritare sau mai importante, care au avut loc pe parcursul săptămânii, fie de caracter economic, social, politic sau cultural. Toată vremea, moderatorul are obligațiunea sa profesională să asigure echilibrul, libertatea, dar și echilibrul opiniilor, să nu fie îngrădit, limitat o opinie sau opiniile de un caracter în comparație cu opiniile de caracter opus. Și cum faceți asta? Există
celebrul buton roșu sau... Da, există celebrul buton roșu, cât de des trebuie folosit. Și chiar în presă am fost de multe ori în sens îndemnat să mă folosesc foarte des de butonul roșu, deși eu apelez de obicei la bunul simț, la conștiința și responsabilitatea vorbitorilor. Pentru că un om, atunci când ia cuvântul, trebuie să-și dea seama că vorbește la radio în fața a câtorva sute de mii de ascultători. Prin urmare, să aleagă cuvintele, să știe, să nu fie atacul la persoană, să nu fie apeluri xenofobe, adică să nu fie anticonstituționale, în care contravin dreptul internațional. Iată, acestea mă strădui să le evit. Și îi penalizez pe aceia dacă atunci se comit, îi penalizez prin întrerupere. Dacă văd că omul și-a ieșit de pe orbita rațională și a bunului simț, atunci, desigur, recurg la butonul roșu, deconectez, pur și simplu, din emisii, cu scuzele de regoare și cu avertismenturi, că așa nu ți permite. Nu am avut reproșuri sau amenințări că vom fi închiși. Vă zic că prin acest echilibru care mă strădui să-l dau, până acum am argumente juridice și pot argumenta în fața oricărei instanțe că ceea ce s-a vorbit este o opinie fie de valoare, fie în contextul unor polemici de caracter contradictoriu, dar nu sunt ieșiri xenofobe organizate, apeluri anticonstituționale de răsturnare contra regimului, deși guvernarea este criticată foarte dur, trebuie să recunosc, de către unii participanți la emisiune. Prin aceasta îmi și insuflă încrederea că totuși la noi democrația se afirmă și guvernarea începe să înțeleagă. Am un computer la putere. Unii chiar pentru asta și-l cumpără, pentru mașină de scris. Altceva nu știu ce să facă. Word. Dar de ce nu-i bun? Nu intră nici în minte. Când citești, așa. Dar se adună în mintea lui, mă. Eu sunt de meserie, îmi pare că cărcotaș și ca hobby am protestul la care am devenit deja cam expert în protest stradal. Altfel, mă exprim ca cărcotaș oriunde am ocazia. Acum s-a angajat la o bibliotecă care m-a găzduit după vreo 7 luni de șomaj, după ce am plecat la Antena C. Și atât deja am 2 ani de când lucrez la Biblioteca Alba Iulia. Acolo am grijă de calculatoare, de site-ul lor de internet. Mai învăț colegii mei și pe utilizatori, învăț să navigheze și ei pe internet. Îi încurajez să facă site-uri, să citească site-uri, să consume. Chiar dacă nu e foarte popular mediul ăsta de informare și de exprimare, totuși e singurul accesibil și cel mai liber la noi. Presa electronică e filtrată, e cenzurată, presa scrisă la fel. Pe internet, în schimb, poți să scrii și să citești ce te interesează. Da, e și precedentul Chinei, să spunem. Sau să... Cu tot precedentul răzbate. Există fel de fel de șmecherii. Tehnologiile astea noi permit să treci de filtre și de interdicții și să te exprimi. E o șansă mare pentru noi internetul. Mai am în România și verișoare și mătuși, toți emigrați pe aici. Da, de ce? Tu de ce nu ești acolo cu ei, să zic? Sau de ce nu sunt ei? Am vrut să le dau un exemplu bun. Că omul trebuie să se manifeste, să facă treabă bună acolo unde l-a adus soarta, unde s-a născut și unde se simte mai bine. Printre ai lui, printre rude, să încerce să facă bine acolo unde e el. Nu să se ducă acolo unde e bine, unde e mai bine decât acasă. Exact. Și deci am venit aproape de părinți, fiind de fiul cel mai mare. N-ai reușit să-i lămurești pe frații tăi? Ba, e posibil să-i fi lămurit. Numai că unii dintre ei încă mai învață și au motiv să rămână acolo, pe unde sunt. Alții probabil se lasă mai greu convinși, sunt mai teribili decât mine. Dar continui să, prin exemplu propriu, să-i conving. Le-i sunt alături, sigur, mai ales mama. Mi-asculta emisiunile, mă suna și mă întreba cum mă simt, îmi simțea vibrația vocii, simțea când ești bolnav, când ești trist, când ești obosit, când ești speriat, când ești destrat. Mă suna și îmi făcea observații, îmi spunea că vezi că aici ai avut, ai grijă că e cam sărit peste cal, da? Deci simt foarte aproape sprijinul lor. Plus că din când în când cu salariile astea mizere
mai trimit câte ceva de mâncat de acasă, asta e sprijin esențial, să nu mor de foame, te ajută părinții. Mai e și un sindrom, nu știu dacă e pur moldovenesc sau... Sindromul ăsta se manifestă cam în felul următor. Oamenii nu vor să iasă în față. S-au obișnuit să fie o turmă. Na, e un cuvânt poate nu foarte potrivit, dar asta e de fapt. Nu că n-au curajul, dar le pasă prea mult de ceea ce va spune vecinul, cu mătrul, soția, copiii și nu îndrăznesc să fac un pas înainte. Rămân să fie în rând cu toată lumea. Iar atunci când se întâmplă ca unii mai curajoși sau mai diferiți sau mai speciali să facă asta, sunt blamați, sunt renegați. E foarte greu în comunitățile, mai ales rurale de la noi, să fii altfel. Să vrei mai mult, să vrei să te exprimi, să vrei să scrii, să îndrăznești să crezi altfel. E foarte greu, dar nu e imposibil. Trebuie să lupți. Viața e frumoasă, trebuie să lupți într-o ea. Asta e. Și Oleg este un băiat care a demarat acest proces și noi l-am înțeles, l-am susținut și iată, atunci mergem împreună. De ce sunt oamenii ăștia aici, știți? Nu știu, nu avem nicio informație de ce stau aici.